Bine ați venit, sunt Cătălin Ionet și astăzi o să ne gândim împreună la unul dintre cele mai antipatice personaje din Scriptură. Și când spun asta, înseamnă ceva, pentru că în Scriptură sunt foarte multe personaje antipatice, foarte multe personaje neplăcute care ne inspiră nu cele mai frumoase sentimente. De ce e Iuda poate cel mai antipatic personaj din Scriptură? Pentru că a făcut cel mai infam lucru pe care poate să-l facă o ființă omenească, nu? L-a trădat pe Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu. Au existat câteva încercări, totuși, de a-l pune pe Iuda într-o lumină mai bună. În primul rând, s-a spus, stai puțin, dar nu a fost predestinat să-l vândă pe Iisus. Și discuția despre predestinare este una foarte complicată, pe care nu o să o avem astăzi, nu despre predestinare o să vorbim. O să spunem doar că există o diferență destul de mare între preștiință și predestinare. Tot ce știm despre Dumnezeu noi ne spune că El nu predestinează oamenii să facă lucruri rele, nici să omoare pe cineva, nici să trădeze, nici să fie salvați, nici să fie mântuiți. Cel mai important lucru pe care l-a dat Dumnezeu ființelor umane este libertatea, este liberul arbitru, este capacitatea de a face ceea ce vrem noi să facem. Și nu putem să credem că Iuda a fost predestinat să-l vândă. Că Iisus a știut că Iuda avea să fie cel care să-l vândă, asta era cu totul altceva. Deci Iuda nu a fost predestinat, Iuda a vrut să-l vândă pe Iisus și atunci întrebarea este de ce a vrut să-l vândă. Și aici există o tradiție de gândire care într-adevăr ne spune Iuda nu l-a vândut pe Iisus pentru bani. Nu? Adică asta este cel mai ieftin. Poate că există oameni care cred că Iuda l-a vândut pe Iisus pentru bani. Ăsta fără îndoială este cel mai ieftin mod de a-l înțelege pe Iuda și cel mai simplist. Iuda era mult mai mult decât atât. În banii noștri, 30 de arginți cât a luat Iuda pentru actul de trădare pe care l-a comis. Sunt mai multe estimări. Unele încep de la 100 de dolari până la 3.000 de euro. Dar nimeni nu a zis că ar însemna mai mult de vreo 3.000 de euro în banii noștri. Nici pe departe nu era o sumă imensă. Iuda nu l-a vândut pentru bani pe Iisus. Este evident. Iuda îl cunoștea foarte bine pe Iisus. Iuda știa ce potențial are Iisus. Știa că este un lider politic. Așa îl vedea Iuda. Iuda îl vedea prin prisma propriilor lui interese și prin prisma propriului lui fel de a înțelege cum să schimbe lumea. Și asta este ce voia Iuda. Iuda voia să schimbe lumea și vedea în Iisus un potențial uriaș de a deveni conducătorul iudeii și de a elibera de sub robia romană. De ce l-a vândut, de fapt, Iuda pe Iisus? Este evident că nu pentru bani și că e evident că el avea un alt plan cu Iisus, pentru că imediat ne dăm seama de asta în momentul în care el vede că Iisus este condamnat, vede că Iisus urma să moară, ce face Iuda? Aruncă cei 30 de arginți și se sinucide, pentru că își dă seama că planul lui a eșuat. Care era planul lui de fapt? Păi, tocmai avusese loc intrarea triumfală în Ierusalim. Pentru Iuda și pentru nasul lui politic, care era foarte bine dezvoltat, acesta era un moment foarte bun ca să-l împingă pe Iisus să facă ceea ce tot așteptau ucenicii de la el. Și nu doar Iuda, și este interesant de observat acest lucru, că nu doar Iuda era cel cu interese meschine, care era după bani și care voia ca Iisus să o ia puterea politică. Nu! Toți ucenicii erau la fel. Chiar cel mai prețuit sau cel mai important oarecum pentru noi dintre ucenici, care era Petru și care a devenit cel pe care nu spune Iisus, tu ești Petru, tu ești piatra pe care voi clădi biserica mea. Dacă ne amintim un episod în care Iisus le spune, știți, eu, fiul omului, urmează să sufăr și urmează să fiu omorât. Care Petru spune, Doamne ferește, ceva de felul ăsta. Ceea ce îl pune pe Iisus în situația să zică înapoi a mea Satano. De ce înapoi a mea Satano? Pentru că știa că prin Iuda nu vorbea Dumnezeu, nu era o voce care era în acord cu planul lui Dumnezeu acolo, nu? Ci era o voce care era împotriva planului lui Dumnezeu. Pentru că planul lui Dumnezeu care era? Era suferință, era umilință, era ceva ce oamenii, ucenicii, nu erau dispuși să accepte.
Și din acest punct de vedere nu există nicio diferență între Iuda și ceilalți ucenici. Iuda a fost doar cel mai curajos care a luat problema asupra lui și a zis: eu trebuie să fac ceva. Era evident cel mai abil din punct de vedere politic. Și atunci a acționat în așa fel încât a zis: dacă îl voi vinde pe Iisus, îl voi forța, îl voi forța să ia poziție, îl voi forța să-i convingă pe cărturar că el să-i învingă. Nu? Reflectorul va fi pus asupra lui. Și va fi nevoit să-și arate puterea. Va fi nevoit să arate cine este și asta va schimba ceva. Când a văzut că nu s-a întâmplat asta și că Iisus urma să moară, atunci a regretat și s-a sinucis. Întrebarea este: care este atunci diferența dintre Iuda și tine și mine? Și fiecare dintre noi. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, Iuda nu era decât un om mai abil decât ceilalți, care a profitat de ocazie ca să îl împingă pe Iisus de la spate. Astăzi, la 2000 de ani distanță de aceste evenimente, este încă un mare nor de neînțelegere asupra lui Iuda. Nu? Încă îl vedem ca pe un trădător și aruncăm cu roșii în el și îl condamnăm. Însă, dacă l-am vedea în adevărata lui lumină, Iuda ar putea să fie un portret pentru, ca o oglindă pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu am înțeles acest lucru esențial. Calea lui Dumnezeu este foarte diferită de calea oamenilor. A fost ușor să fii Iisus Hristos? Nu, a fost greu. A fost cea mai grea misiune. Și a fost o misiune care l-a pus în... Care a fost misiunea lui Iisus, de fapt? A fost să treacă prin lume și nu a putut să-și întoarcă privirea de la niciun, de la suferința din jurul lui, de la niciun sărman nefericit. Pe când noi astăzi, care spunem că suntem creștini, credem că scopul vieții noastre este să fim fericiți. Noi! Scopul vieții noastre este, și astăzi există o întreagă, așa numită Evanghelia Bunăstării, este un curent foarte puternic în creștinism, care a început, bineînțeles, în America, cum au început cele mai multe, mai ales mișcări religioase, mai ales în perioada recentă. Așa numită Evanghelie Eva Bunăstării spune că dacă ești credincios, atunci Dumnezeu te va binecuvânta și îți va merge bine și vei avea succes în viață. Oare asta înțelegem dacă ne uităm la Iisus? Iisus a spus: dacă veți fi ucenicii mei, în lume va fi greu. În lume veți avea necazuri. În lume veți fi umiliți. În lume veți avea de suferit. Pentru că dacă lumea așa m-a tratat pe mine, așa o să vă trateze și pe voi. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Și nu înțelegem de ce este așa. Nimeni nu poate să pretindă că poate să explice de ce este calea lui Dumnezeu atât de încurcată, de ce e nevoie de suferință, de ce e nevoie de umilință. Dar este evident că așa este. Aceasta este calea lui Iisus. Și dacă îl urmezi pe Iisus, atunci să mergi pe urmele lui, înseamnă să nu poți să treci prin lume întorcându-ți privirea de la suferința din jurul tău, fiind preocupat de succesul tău. Aceasta este calea lui Iuda, care voia să îndeplinească misiunea prin manipulare, prin putere politică, prin bogăție. Nu? Ce a zis Iuda? O să-l forțez pe Iisus să ia puterea și dacă câștig și niște bani în acest proces, foarte bine. La fel și noi. O să fim un bun creștin și dacă merge și bine în același timp, nu? Foarte bine. Numai că nu asta este calea. Nu asta este creștinismul. Și dacă ne uităm la portretul lui Iuda, așa cum îl găsim în Evanghelie, de fapt ne uităm la portretul nostru. Ne uităm la, pentru că Iuda este portretul ucenicilor, este portretul umanității, este portretul unei viziuni despre lume și despre rezolvarea acestei probleme pe care o avem toți, și anume că suntem oameni și că suntem muritori și că suntem păcătoși și că suntem pierduți. Cum ieșim de aici? Iisus ne spune că trebuie să-L urmăm pe El, iar a-L urma pe El înseamnă a îmbrățișa suferința acestei lumi. Nu a fugi de ea. Nu a fi preocupați de reușită, nu a fi preocupați de succes, nu a fi preocupați de ceea ce are lumea mai bună să ne ofere, de confort, de fericire, ci de a privi suferința lumii, de a privi mizeria din jurul nostru și de a încerca să o vindecăm atât cât putem. E ușor să fii creștin? Dacă privim lucrurile așa, nu.
Să fii creștin este cel mai greu lucru din lume. Și de aceea sunt puțini creștini astăzi, aproape deloc. Cineva spunea că a existat un singur creștin și acela a murit acum 2000 de ani. Pentru că imediat după Iisus se pare că oamenii au uitat care a fost de fapt misiunea lui Iisus și au pornit mișcări, au pornit să cucerească lumea. Biserica a devenit una dintre cele mai puternice puteri din lume, nu? Și iată ce este până și astăzi. Papa, dar nu doar papa, pentru că papa este cel mai puternic, dar orice biserică, fie că are papă, fie că are pastor, toți vor putere. Toți vor să aibă, deși nu ar recunoaște, bineînțeles, aceasta nici în, probabil că nu ar recunoaște cei mai mulți, dar calea, felul în care ei înțeleg creștinismul este să schimbăm lumea, dar dacă putem să o facem dintr-o limuzină, să o facem din haine de lux. Nu ca Maica Tereza și din acest punct de vedere, cred că au existat foarte puțini ca Maica Tereza, de care, fără îndoială, toți am auzit, dar nu știu câți ne-am gândit serios la ea. Acea femeie care a înțeles că pentru ea a fi creștină înseamnă să își dedice ființa și să se lase atinsă de leproși și de bolnavi și de infometați, încercând să le aline durerea. Ea a înțeles. Ea a înțeles și Maica Tereza nu este pe calea lui Iuda. Maica Tereza este pe urmele lui Hristos. Pe când noi, cei care mergem în această lume dorind doar să ne fie bine nouă, să ne fie din ce în ce mai bine nouă, încercând să ne îndeplinim toate visele și toate idealurile, suntem mai degrabă pe calea lui Iuda. Și scopul acestei meditații nu a fost de a arunca o lumină mai bună pe Iuda ca să câștigăm simpatie față de el, ci mai degrabă de a arunca o lumină, sau altfel spus, de a ne pune pe noi în adevărata lumină. Și nu e deloc bună lumina în care suntem noi, cei care ne numim creștini astăzi. Și scopul acestor momente a fost să ne dăm seama de acest lucru privind în această oglindă care este Iuda.